În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Biscădincioși, duminica 30-a după pogorârea Duhului Sfânt ne vorbește despre cum putem să dobândim, cum putem să moștenim împărăția cerurilor. Este vorba în această evanghelie tot despre un om bogat. Iată, duminicile trecute s-a vorbit despre bogatul nemilostiv și săracul Lazar, despre bogatul care rude țarina, despre bogăția care poate să fie o piedică în calea mântuirii și în Evanghelia de astăzi, un om oarecare ne spune Evanghelia, care era și tânăr, era și bogat, avea probabil în societatea în care era și o funcție destul de importantă, nu se simțea mulțumit, nu simțea deplinătatea vieții sale ca a fi atins un scop, și pune lui Hristos o întrebare esențială pentru fiecare dintre noi. Ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Câți dintre noi avem astfel de cugetări? Câți dintre noi ne punem astfel de întrebări? Și în momentul nostru de intimitate, de rugăciune și de comuniune cu Hristos, îi cerem lui Hristos sfatul. În orice împrejurare a vieții noastre. E o întrebare la care trebuie să răspundeți fiecare. Îl întreabă pe Hristos și Mântuitorul îi răspunde. Știi poruncile. Și le enumeră pe câteva dintre ele, pe cele esențiale. Deși toate cele 10 porunci sunt ziditoare de suflet și mântuitoare. Să nu ucizi, să nu fii desfrânat, să nu fii martor mincinos, să-și cinstești părinții, să-l iubești pe aproapele și așa mai departe. Și tânărul care spuneam că nu era deloc departe de calea cea adevărată, zice, pe toate le-am păzit. Și Hristos îi spune, una îți mai lipsește. Era exact lucrul pentru care El cerea ajutor. Fiindcă din tot ceea ce făcea, simțea că vrea să meargă mai departe. Așa cum și noi, atunci când într-o împrejurare a vieții simțim că ne lipsesc una sau mai multe lucruri și vrem să le împlinim și nu găsim răspunsul în ceea ce știm, noi cerem ajutor. Și Hristos îi spune un lucru care iarăși este valabil pentru fiecare dintre noi. Vinde-ți toate câte ai, împarte averea săracilor și apoi vino și urmează mie. Și se continuă Evanghelia spunând că tânărul a plecat întristat pentru că era foarte bogat. Ce noblețe din partea lui Iisus! Ce bunătate! Ce îngăduială! Puneți-vă unul dintre dumneavoastră într-o situație în care cineva să-ți ceară un sfat și tu după ce îl dai, el să-l ignore, să-ți întoarcă spatele și să plece. Și Hristos nu se supără. Așa cum nu s-a supărat nici pe cei din Gergesen când i-au spus, pleacă de la noi. Ar fi putut să spună, eu sunt Hristos, eu sunt Dumnezeu, cum îți permiți să ai o astfel de atitudine față de mine. Dar Hristos îi respectă libertatea omului. Hristos îi spune, dacă vrei, nu te oblig, nu ți impun, ci te las pe tine, cu conștiința, cu libertatea și cu consimțământul tău să vii după mine, să urmezi poruncile, sau să faci ce vrei tu. Dar dacă vei citi sinaxarul din ziua aceasta, veți vedea că acest tânăr
după vreun an de zile, a făcut ce i-a zis Hristos. A fost buciul mare cu el. Dar după un an de zile a vândut tot și l-a urmat pe Hristos și chiar a ajuns așezat de apostol episcop într-o cetate. Ce înseamnă de fapt să vinzi tot și să-L urmezi pe Hristos? Înseamnă să te lepezi de tot ceea ce este rău și nefolositor. Și Doamne, câte lucruri rele și nefolositoare avem fiecare dintre noi, de care pare că ținem așa cu dinții și nu vrem să le dăm drumul. Suntem mândri. Suntem trufași. Suntem încrezuți. Suntem egoiști. Suntem disprețuitori. Suntem judecători. Nu-i nimeni ca noi. Noi avem dreptate. Iar cel din fața noastră trebuie să ne asculte. Noi știm ce trebuie să facem. Și ne înșelăm amarnic. Pentru că orice din această socoteală, dacă este în afară de Hristos, e o minciună. Zice Hristos că cine nu e cu mine, e împotriva mea. Și cum înseamnă să fii cu Hristos? Să urmezi poruncile. Să nu minți, să nu furi, să nu fii desfrânat, să-și cinstești părinții. Să-L cinstești pe Dumnezeu, să-ți iubești aproapele, să fii om. Că dacă ești om, atunci legi comuniunea de iubire dintre Hristos cu întreaga umanitate. S-a întrestat tânărul. Adică în el s-a petrecut o schimbare, dar în noi, vreodată, oare, se petrece această schimbare în tinerii de astăzi care sunt foarte inteligenți, care sunt cu o istețime a timpurilor noastre, uneori peste măsură. Dar ce folos? Dacă tânăr, frumos, bogat, deștept, cu funcție, nu ești cu Hristos. Așa cum e o cântare. Ce folos tânăr fără de Hristos? Iar Hristos ne cheamă și zice, veniți după mine. Cine vrea? Și iată că în această lume în care Hristos ne cheamă, cineva ne pune condiții. Cineva ne spune că nu-i chiar așa cum vrem noi. Dar dacă ar fi aici în față, când acei care astăzi vin și ne spun că există o limită, Hristos le-ar spune ca și fariseilor, nebun fățarnici. Adică cum Hristos îți dă libertate să faci ce vrei și îi vin și îți spun și nu e doar o vorbă. Și tare mă îndoiesc că nu o să fie și o realitate. Ei vin și îți spun că nu vei mai putea să te apropii de Hristos dacă nu faci ce spun ei. Nu o să mai poți să intri în biserică dacă nu ai un document pe care să scrie altceva decât creștin botezat. Oare o să fie nevoie de un document să intrăm în biserică? Să ne apropiem de Hristos? Să intrăm în altar și să slujim? Oare nu cumva ce spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în Apocalipsă? În capitolul 13, versetul 17, că vine vremea când cei care nu vor avea pecetea nu vor putea să vândă sau să cumpere. De ce oare astăzi libertatea noastră stă într-o hârtie, într-un document, într-un gest pe care forțat trebuie să-l primești? Hristos spune că suntem liberi. Eu nu ies afară să le spun veniți la biserică pentru că nu o să mai fiu preotul vostru. O să fiu numai al celor care sunt în biserică. Omul e liber. Iar consecința faptelor sale și responsabilitatea a ceea ce va face va fi la judecata lui Dumnezeu.
Dar nu poți tu, conducător vremelnic, președinte, patriarh, episcop, să-mi spui mie, preot sau credincios, că trebuie să fac un lucru pe care eu nu-l consimt. Fiecare face cum crede de cuvință. Dar eu vreau să mă apropii de Hristos cu inimă curată în primul rând. Vedeți? Eu am curaj să vă spun niște lucruri pe care alții nu o fac. Oare de sfaturi pe care trebuie să le acorde medicii trebuie să apeleze mai mari noștri? Sau de sfaturi duhovnicești? Ce ar trebui să ne spună ei nouă și noi să vă transmitem? Să faceți sau să nu faceți un lucru? Sau să aveți grijă de suflet? Eu am datoria să mă ocup de sufletele dumneavoastră. Statul trebuie să vă ofere protecție, să vă ofere asistență la sănătate pentru care ați plătit, să vă ofere siguranță și viață. Binele care este făcut cu forța nu e un bine moral. Eu nu fac astăzi un bine ca să mă vezi tu sau tu să spui, vai ce-a făcut părintele. Eu nu fac un bine pentru ca Dumnezeu să zică, bine Ioane, peste puțin ai fost așezat, peste multe te voi pune. Fals! Eu fac binele fiindcă îl simt. Eu fac binele fiindcă cred. Eu fac binele fiindcă n-aștept nimic în schimb. Acesta este binele absolut, în care omul să hotărască, nu să îi se spună, fă. Că așa a fost în Evanghelie, când tatăl a spus, du-te și lucrează în vie, la cei doi fii. Unul a zis, mă duc. Și nu s-a dus. Iar celălalt a zis, nu vreau. Dar cugetând în libertatea lui, a făcut cuvântul tatălui. Părintele nu s-a supărat pentru că nici pe unul și nici pe celălalt nu l-a judecat. De aceea, iubiți credincioși, eu mă rog și cred că Hristos nu ne va lăsa singuri. Pe cei care credem, pe cei care ne împărtășim cu vrednicie, eu nu fac deosebire între cei care au primit sau n-au primit ceva. Pentru mine sunt toți la fel. Dacă un om consimte să bea și să fumeze până când cade în genunchi și vrea să moară, e libertatea lui. Dar dacă pe patul de moarte mă cheamă, fiindcă are o sclipire și zice, am greșit și vreau să mă îndrept, eu mă duc și nu-l judec. Vedeți, astăzi este un păcat să fii sănătos. Da, e un păcat să fii sănătos. Dar ce ne spune Hristos? Că toți suntem bolnavi. Bolnavi de răutate, de invidie, de ură și de neomenie. De aceea Hristos vine și spune, n-am venit pentru cei drepți, ci pentru cei păcătoși. N-am venit pentru cei care sunt sănătoși. Am venit pentru cei bolnavi. Iar boala înseamnă păcat și păcatul înseamnă să te îndepărtezi de Hristos. De aceea, iubiților, apropiați-vă de Hristos cu inimă curată, cu libertatea pe care o considerați și o faceți așa cum credeți de cuvință, dar fără să punem noi garduri, cum Doamne au ajuns să fie puse, cum să nu punem noi opreliști în care acolo n-ai voie să intri în magazinul respectiv, dar pe stradă poți să stai toți la un loc. Ce nebunie e asta? Ce anticrist? Mai devreme decât rânduiește Dumnezeu, vine printre noi și ne face, așa cum zic latinii, să devenim homo hominis lupis, adică omul pentru om lup. Și o să vedeți că așa o să fie.
cei care stau departe de Dumnezeu, cei care nu cred că Hristos este viață și este sânge care ne transfigurează, și cei care v-ați împărtășit cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu și îl păstrați pe Hristos în suflet, acela e medicamentul, aceea este izbânda, aceasta este soluția. Nu vă lăsați copleșiți de cei în jurul nostru. Nu vă lăsați influențați de ceea ce vedeți și auziți la televizor. Hristos este peste veacuri. Hristos îngăduie, fiindcă știe că trebuie să ne cernem. Hristos vrea să ne întoarcem, pentru că ne-am îndepărtat prea tare de Dumnezeu. Fiindcă prea mulți dintre noi, nu că suntem foarte bogați, dar suntem bogați din toate punctele de vedere, și material, și fizic, și psihic. Suntem niște oameni bogați, că suntem din scânteia lui Hristos. Dar noi nu vrem să facem ce ne spune Hristos. Vină după mine. Vinde toate cât ai, adică aruncă răutatea. Aruncă egoismul. Nu mai fi tu. Trebuie să fim noi. Nu mai spune am. Noi nu suntem pe pământ pentru a avea. Noi suntem pe pământ pentru a fi. Noi am venit cu un scop și scopul este ca noi să mulțim talanții. Nu ne-a dat Dumnezeu la toți la fel. Că a știut că unul e mai vrednic, altul e mai comod, altul e mai indiferent. Dar pe toți ne obligă să luptăm, să lucrăm, dacă vrem să secerăm. Și să știți că deja Satana stă și seceră înainte ca Hristos să ne numere. Spuneam că ei ne cataloghează, cei de astăzi, noi și capre. Noi să fim ai lui Hristos. Să nu fim nici berbeci care să dăm cu cornul, dar nu să nu fim nici aceia care stă cu capul plecat și zice, fie ce-o fi, merg așa cum bate vântul. Doi mari filozofi, oameni din antichitate. Platon spunea două lucruri pe care le-a descoperit ca fiind din esența lui Dumnezeu. Frumosul, dreptatea care înglobează adevărul, iar celălalt spunea că două lucruri îl fascinează. Oameni care au trăit cu 2000 de ani înaintea noastră. A zis, două lucruri mă fascinează. Immanuel Kant. Cerul înstelat și legea morală din mine. Adică ceea ce Dumnezeu a sădit în acest extraordinar corp omenesc, cu atâta desăvârșire și pe care noi suntem datori să-l păstrăm și să-l ducem acolo Dumnezeu unde vrea să ajungă, în rai, împreună cu sfinții, cu drepții și cu toți cei care împlinesc voia lui Dumnezeu. Amin.